vă salută Tatiana, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi continua pentru dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră pălăria domnului Mire. Voi folosi același fir de Scoția, de culoare neagră, firul de Scoția care este bumbac 100%, care poate fi lucrat cu croșetul cuprins între numărul 2 și jumătate și 3. Însă eu voi folosi croșetul numărul 1 pentru a da stabilitate lucrării. Voi începe lucrând în cercul magic un număr de 10 piciorușe dublu reduse. Primele două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu redus, după care voi continua în modul în care deja ați învățat, voi lua firul pe croșet, voi intra în interiorul cercului și voi închide toate trei firele împreună. Deci, în felul acesta, vom face un total de 10 piciorușe dublu reduse. Avem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, și cel de-al 10-lea picioruș dublu redus. Vom închide cercul magic cu fir alunecat în corespondența celui de-al 2-lea ochi de lanț din primul picioruș, după care vom continua lucrând un picioruș dublu redus urmat de o mulțire. Vom lucra astfel pe parcursul întregului rând, iar la sfârșitul acestui rând noi vom obține un număr de 15 piciorușe dublu reduse. Deci am făcut primul picioruș dublu redus, acum prima mulțire, voi continua din nou cu un picioruș dublu redus, urmat de o nouă mulțire. Vom continua până la sfârșitul acestui rând și ne vom întâlni după ce am obținut cele 15 piciorușe dublu reduse. Strângem bine cercul magic. Am ajuns la capătul acestui rând. Am obținut cele 15 piciorușe duble reduse, voi închide rândul în cel de-al doilea ochi din corespondența primului picioruș din rândul anterior, voi continua lucrând două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu redus. În următorul picioruș voi face din nou un picioruș dublu redus, după care în următorul picioruș voi lucra o mulțire. Deci două piciorușe duble reduse, urmate de o mulțire. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând pentru a continua lucrarea. Am ajuns la capătul rândului, voi închide în cel de-al doilea ochi din corespondența primului picioruș cu fir alunecat, voi face două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu redus, iar apoi voi lucra un rând de piciorușe duble reduse în tehnica
pe club. Vom lua cea de-a doua jumătate a fiecărui picioruș din rândul anterior și vom lucra picioruș dublu redus doar în cea de-a doua jumătate. În felul acesta vom crea acea parte care pornește în jos pentru a reuși să formăm pălăria. Țin să vă precizez că nu am o schemă după care să lucrez, nu am un model anume. Ceea ce lucrez este invenție. Stau elaborând în acest moment, practic, tot ceea ce lucrez. În felul acesta reușesc să satisfac dorința doamnei Mariana Ciomărtan. După cum ați văzut, eu am lucrat doar având fotografia în față. Ceea ce am făcut, am făcut dând frâu liber imaginației. De asemenea, țin să precizez că acesta este un canal de YouTube pentru doamnele începătoare, doamne care sunt la primele arme, doamne care doresc să învețe puțin câte puțin din această minunată artă a croșetatului și persoanele mult mai avansate, persoanele experte, celor care nu le place modul meu de a mă exprima, nu sunt obligate să stea pe acest canal de YouTube. Aici, cred că doamna la care fac referire știe despre ce este vorba. Este foarte ușor să arunci cu noroi în persoane. Însă, să știți că a lucra și a face un tutorial, a pleca de la zero și a ajunge în acest punct unde am ajuns eu, cred că totuși este un lucru foarte, foarte minunat. Deci am obținut partea de deasupra a pălăriei, acum vom coborâ în jos cu piciorușe dublu reduse, pentru o lungime de aproximativ 2 cm. Ne vom orienta în funcție de dopul sticlei, bineînțeles, dacă este nevoie puteți lucra și mai mult, în funcție de sticla de spumant, sticla de șampanie pe care doriți să lucrați acest proiect. Voi continua, așa cum spuneam, cu piciorușe duble reduse, iar când vom ajunge la înălțimea necesară, ne vom reîntâlni. Deci, așa cum vă spuneam, eu am măsurat, am nevoie de aproximativ 2 cm lucrați în piciorușe duble reduse. Ne vom întâlni la capătul acestor rânduri. Le voi număra și eu între timp și voi vedea câte voi lucra, câte va fi necesar să fac. Vom continua singure, apoi ne vom reîntâlni. Felul acesta. Vom continua. Am ajuns la capătul celui de-al patrulea rând.
Deci, după ce am lucrat rândul de piciorușe duble reduse în tehnica back loop, am continuat cu 4 rânduri de piciorușe dublu reduse. Voi închide cu fir alunecat în cel de-al doilea ochi din primul picioruș, după care voi face 2 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu redus. Voi lua firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș și voi lucra un picioruș dublu redus. Deci avem 2 aici. În următorul vom face o mulțire. Vom continua pe întreg parcursul rândului, lucrând 2 piciorușe duble reduse, urmate de o înmulțire. Astfel vom realiza bordul pălăriei. Vom continua singure și ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Pentru a vedea ceea ce am reușit să obținem. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi închide în cel de-al doilea ochi din corespondența primului picioruș cu fir alunecat. Voi face 2 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu redus. Iar acum voi face în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior un picioruș dublu redus în tehnica back loop. Însă de această dată vom prinde firul din partea din față, deci doar o jumătate de picioruș, și vom continua în felul acesta pe întreg parcursul rândului. Și cred că apoi nu va fi nevoie să mai facem nimic. Voi vedea, voi măsura. Să vedem ce lărgime are bordul pălăriei. Și lucrăm piciorușe dublu reduse pe întreg parcursul acestui rând. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi închide din nou în cel de-al doilea ochi din corespondența primului picioruș cu fir alunecat. Voi lucra 2 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu redus. Voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu redus, după care voi face o mulțire. Deci acest rând va consta în 2 piciorușe lucrate în mod normal, urmate de o înmulțire. Apoi o înmulțire. Continuăm cu 2 piciorușe duble reduse, unul după celălalt. 2, o mulțire, două piciorușe duble reduse, o mulțire, două piciorușe duble reduse, o mulțire,
Imediat ajungem la capătul rândului. Aici o mulțire. Dar sper eu că totul va fi ok. Două piciorușe duble reduse, urmate de o mulțire. Motivul pentru care nu am lucrat partea de desubt a sticlei este faptul că la un moment dat aceste lucrări vor trebui spălate, vor trebui apretate, fiind fixe pe sticlă. În ce mod le vom putea îngriji, în ce fel ne vom putea ocupa de aspectul lor, pentru că cu siguranță cine dorește poate consuma conținutul sticlelor și apoi aceste lucrări le poate transfera pe o altă sticlă. Am ajuns la capătul rândului. Voi închide cu fir alunecat. Voi măsura să văd ceea ce a ieșit. Deci, așa cum vă spuneam, întreaga lucrare poate fi pusă pe o altă sticlă. Acum eu voi face un rând de piciorușe scurte, de jur împrejur, pentru a da forma finală a pălăriei, după care voi pune pe sticlă și vom vedea cum se prezintă totul. Deci am făcut aici firul alunecat cu care am închis rândul, voi face un ochi de lanț care va ține locul unui picioruș scurt. Scuzați, obișnuită să lucrez mereu cu piciorul dublu redus. Voi continua un rând doar de piciorușe scurte. Și cu aceasta vom încheia bordul pălăriei. Îl voi urca într-un singur tutorial. Iar pentru pălăria domnișoarei mireasă, voi face un nou tutorial care să dureze așa mai puțin, pentru că lumea se plictisește să vadă doar tutoriale foarte lungi. Lucrul de mână este, bineînțeles, un pic mai migălos, ocupă mai mult timp pentru că este mult de explicat și bineînțeles că o anumită lucrare un pic mai deosebită are nevoie de tutoriale mult mai elaborate, mult mai complexe, în care fiecare pas să fie explicat în mod corespunzător. Persoanele care sunt foarte avansate și se plictisesc pe acest canal de YouTube, sunt acele canale de YouTube de masterclass. Acolo puteți găsi cu siguranță tutoriale pe măsura măiestriei dumneavoastră. Eu din nou specific
Acesta este un canal de YouTube adresat doamnelor începătoare. Imediat vom ajunge la capătul rândului, iar apoi vom face o privire de ansamblu a ceea ce am obținut, cum se prezintă domnul Mire cu pălărie. Descrierea pe care o voi face, voi pune și materialele pe care le-am folosit, lista materialelor de fapt este vorba doar despre firul negru, însă acum am ajuns aici la capătul rândului, voi tăia firul, îl voi scurta, voi închide lucrarea, iar capătul de fir îl voi ascunde undeva de desubt. Vom închide lucrarea în modul în care să nu se vadă această parte unde noi am închis, să nu aibă un aspect urât. Voi sări două piciorușe, voi extrage firul, închide bine, după care mă voi întoarce înapoi. Și acest capăt de fir apoi noi îl vom ascunde de desubt, vom folosi acul. Cine poate, poate folosi croșetul pentru a ascunde aceste capete de fire. Cine nu, poate folosi acul foarte ușor. La fel vom ascunde și capătul de fir de la începutul rândului, de la începutul întregii lucrări, de fapt. Acesta. Iată, ajungem. Iar aici voi da stabilitate firului și îl voi scurta. Acum voi pune să văd ce fel se prezintă pălăria. Bine, cred că va arăta frumos. Voi încerca să fac așa o privire de ansamblu. Vedeți, de aceea am folosit și croșetul numărul 1, chiar dacă este mic, totuși se văd anumite locuri se văd mici goluri. Ia să vedem dacă așa vom obține o privire mult mai de aproape. Aceasta este ceea ce am realizat.
Eu sper să vă placă și din nou precizez că nu am făcut partea de desubt a lucrării, doar pentru simplu motiv că la un anumit timp aceasta va trebui îngrijită, va trebui curățată într-un anumit mod sau, de ce nu, va trebui pusă pe o altă sticlă. Și în felul acesta reușim să o extragem, vedeți? Să aplicăm pe o altă sticlă. Eu atât am vrut să vă prezint astăzi dimineață. Vă salut din nou, vă doresc o zi minunată, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, apreciez faptul că sunteți alături de mine și ne vom întâlni cu un nou tutorial pentru a termina această lucrare un pic mai avansată, să spunem. La revedere!